ziua, domnule primar, domnilor consilieri, stimați invitați, începem ședința altei comisii. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Moinești. O să-mi permiteți să fac o propunere. Din prima comisie, se propun pe doamna Alăzăroaie la Luca. Comisia de Urbanism, dacă mai aveți și alte propuneri. Dacă nu, supun propunerea mea la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Să abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică? Aveți alte propuneri pentru președinte de ședință? Dacă nu sunt mergem tot pe propunerea făcută de comisia, doamna Raluca Alăzăroaie. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia economică, dacă sunt și alte propuneri. Dacă nu, atunci vă rugăm să votați pentru propunerea deja făcută de colegi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 4. Proiect de hotărâre privind constatarea de către Consiliul Local al Municipiului Moinești, județul Bacău, a încedării de drept a unui mandat de consilier local. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări sau neclarități, dacă nu spunem proiectul la vot, cine este pentru, împotrivă, se abține ceva. Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva. Votată. Comisia economică, întrebări în cred că sunt, nu le mulim nici atât. Atunci vă rugăm să votăm proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. Punctul 5, o să-l discutăm în ședința noastră. Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Moinești la data de 30 iunie 2019. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, neclarități, vă rog să le spuneți. Dacă nu sunt, supuneți proiectul la vot. Cine sunt pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Comisia juridică, discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia. Comisia economică, dacă sunt neclarități, întrebări privind materialul. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al municipiului Moinești. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, neclarități. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată. Comisia economică, dacă sunt neclarități, întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 8. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, numărul 287, aparținând SC Preserv S.A. Moinești, reprezentată prin lichidator judiciar API Grup S.P.R. prin asociat coordonator Plăpușorul Costică. Cred că nu e ceva nou pentru dumneavoastră. Este vorba de clădirea fostului hotel, hotelul vechi de lângă Parcul Băi. Este preluată în baza unei hotărâri judecătorești împreună cu executorul, a pus în executare și este în proprietatea celor de la Preserv, a administratorului judiciar, a lichidatorului de la Preserv. Ne luăm nicio măsură până în acest moment. Am luat această hotărâre de a iniția un proiect de hotărâre pentru majorarea impozitului. Dacă în 6 luni nu va face nimic, impozitul va ajunge la 500%, așa cum a stabilit în regulamentul de stabilire a acestor impozite.
Cred că ați văzut, nu întâmplător s-a întâmplat lucruri bune pe centrul orașului și nu numai și în celelalte zone. Acolo unde am trimis adrese pentru majorarea impozitului la 200-300%, deja au luat măsuri, au zugrăvit, au tencuit, au făcut lucrări de reabilitare și cred că și celelalte clădiri care sunt la ora asta, care nu arată din punct de vedere urbanistic corespunzător, vor primi astfel de adrese și vor fi inițiate proiecte de hotărâre pentru a veni în plenul ședinței Consiliului Local. Mulțumim tare mult. Dacă Comisia de Urbanism mai are ceva de clarități, vă rog să le... Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții. Întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Comisia Economică. Dacă sunt clarități, întrebări, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre privind încheierea parteneriatului pentru desfășurarea unei acțiuni de plantări cu asociațiile EcoAssist București și Activ Moinești pe terenurile degradate deținute de către municipiul Moinești, situate în zona Deal Sârghia și Iordana, municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt neclarități, întrebări, nelămuriri, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 106, 26 iunie 2018, privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare termică, clădire rezidențială, bloc 10, strada Tudor Vladimirescu, municipiul Moinești și a indicatorilor tehnico-economici. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări și neclarități pe tema proiectului, vă rog. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Și abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică. Întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată. Comisia Economică. Dacă sunt neclarități, nelămuriri, întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii numărul 101 din 7.7.2017 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul reabilitare termică clădire rezidențială, bloc 10, strada Tudor Vladimirescu, municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism. Întrebări, neclarități? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată. Comisia Economică. Dacă sunt neclarități, întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea concesionării prin licitație publică a două locuri de teren situate în municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări sau neclarități pe tema proiectului, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține cineva? Mulțumesc. 12. Da. 13. Da. Deci la acest punct de pe ordinea de zi, vreau să faceți propuneri pentru doi membri
Comisia de Licitație Publică. Vă rog, domnule Merceac. Haideți, una și de dincolo. Vă rog să faceți a doua propunere. Da? Doamna Vasiloa. Domnul Vasiloa. Deci revin cu cele două nominalizări. Sunt Comisia de Urbanism. Vă rog să aprobă cele două nominalizări în persoanele domnilor consilieri, Mircea Ghioan și domnul Vasiloa. Dacă sunteți de acord, vă rog, cine este pentru, împotrivă, dar cine ceva, mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul și cu cele două nominalizări în Comisia de Licitație, Nemeceac și cu domnul Vasiloae. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt nelămuriri, neclarități, întrebări pe marginea materialului acestui proiect, sau dacă sunt alte propuneri pentru Comisia de Evaluare pentru licitarea acestei concesionări. Dacă nu, atunci vă rog să supunem la vot proiectul cu propunerea deja nominalizată în persoana domnului Nemicea și domnului Vasiloae. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Moinești în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat din Municipiul Moinești, județul Bacău. Stimați colegi, pentru buna desfășurare a întregii activități în Unitățile de Învățământ și pentru continuarea derulării proiectelor care sunt în cele trei unități de învățământ, propun continuarea activității celor nominalizați în anul trecut și anume o să îi prezint la Liceul Teoretic Spiru Haret, domnul Armeanu Mihai, domnul Ivan Stelian și domnul Vasi Ion. Colegiul Tehnic Grigore Cobălcescu, subsemnatul Purcar Ionel și domnul Sandu Teodor, Școala Ștefan Lucian, domnul Nimiceag Ion și domnul Vandra Vasile, Școala George Enescu, Bulboacă Bogdan și doamna Zăroaie Raluca, Școala Tristan Țara, domnul Botezatu Silviu și domnul Vasi Ion, Școala Alexandru Silviu, Sever, domnul Manolache Ionica și domnul Botezatu Sorin. Comisia de Urbanism, vă rog să aprobați nominalizările. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia juridică? Aveți și alte propuneri? Dacă nu ați auzit nominalizările, supunem la vot nominalizările făcute de comisia dinaintea noastră. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată în unanimitate. Comisia economică, neclarități și întrebări de când sunt. Dacă sunteți de acord cu lista prezentată mai înainte pentru unitățile menționate, sau dacă aveți alte propuneri. Dacă nu, votăm lista prezentată anterior. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 14. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui cadou familiilor din municipiul Moinești cu ocazia unor aniversări. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, neclarități pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. O sută de ani, o singură persoană, da? Da. Domnul Procopiu. Supunem la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată unanimitate. Comisia economică, dacă sunt neclarități sau întrebări pe marginea materialului acestui proiect. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc!
15. Proiect de hotărâre pentru recompensarea absolvenților din municipiul Mâinești care au obținut media 10 la examenul național de evaluare națională, sesiunea iunie 2019. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări, dacă nu, supun proiectul la vot. Cine este pentru, împotrivă, se abține cineva? Comisia juridică, discuție, întrebări pe marginea proiectului. Am observat că mi se pare că și guvernul, și guvernul vine și el separat. Și la cei de la Bacalaureat vine guvernul, dar municipiul Mâinești nu este ca și la, și la capacitate. Da, și la capacitate. Și la capacitate. Da. Am văzut și eu, nu știu. Da, e. Da. E în ședință de vot. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau neclarități, e bine să vină și guvernul, două premii nu strică niciodată, dar să vedem. Deci, cine este pentru promovarea acestui proiect? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea sustenabilității proiectului, asigurarea incluziunii sociale, ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili. Titlul vechi, incluziune socială prin furnizare de servicii integrate, model 2.0, depus și înregistrat la FRDS cu numărul 15.08.05.2019, cod PNR 3002. Comisia de urbanism. Ca să știți despre ce este vorba astăzi, pe în SICAP există procedura de licitație pentru construirea celor trei case pe sediul fostului cămin la Lucăcești și a reabilitării centrale termice din zona Bisericii Sfântul Neculai. Biserica va deveni un centru de zi pentru persoanele cu dezabilități. Cele trei case vor fi locuite de câte 6 persoane disponibilizate din actualele centre de plasament. Se urmărește ca acestea să trăiască, aceste persoane să trăiască individual și fiecare casă va fi ocupată de către 6 persoane cu dezabilități. Pentru activitatea de la cele trei case, întreaga finanțare va fi prin acest proiect pentru 2 ani, după care va fi preluată de Direcția de Asistență Socială. La fel și pentru centrala, care se transformă în centru de zi, activitatea va fi pentru un proiect de finanțare europeană pentru funcționare 2 ani, după care va fi preluată de Primăria Municipiului Mâinești. La momentul ăsta este în licitație publică. Sper că până în toamnă să înceapă lucrările de execuție. Mulțumim. Comisia de urbanism, dacă mai aveți neclarități. Dacă nu, supun proiectul la vot. Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, votată unanimitate. Comisia economică, dacă sunt neclarități, întrebări, nelămuriri, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Nu. Mulțumesc. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil teren situat în municipiul Mâinești, strada Flopilor, numărul 2C, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat Comisia economică, dacă sunt întrebări, nelămuriri. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 18. Proiect de hotărâre pentru abrogarea hotărârii Consiliului Local Mâinești numărul 122 din 20.06.2019 privind aprobarea transmiterii imobilului clădire Corp A S plus P plus 4E plus mansardă plus corp F D
D+B+1E și a terenului aferent situat în strada Tudor Vladimirescu, numărul 151B, municipiul Moinești, județul Bacău, din domeniul privat al municipiului Moinești, în administrarea Consiliului Local Moinești, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății, în vederea înființării unei secții de sanatoriale balneare exterioare a Institutului Național de Recuperare Medicină Fizică și Balneoclimatologie. Să vă explic despre ce este vorba aici. Nu este ceva nou pentru dumneavoastră trecerea acestui imobil la Ministerul Sănătății. Între timp a apărut noul cod administrativ. Toate trecerile din domeniul privat, din domeniul public al localităților, în domeniul public al statului, parcurg o altă procedură. De aceea acest proiect a fost înaintat spre avizare de către Ministerul Sănătății, către Ministerul Justiției. Ministerul Justiției a notificat Ministerul Sănătății și la rândul dumnealor ne-au notificat pe noi pentru a modifica hotărârile de Consiliu pentru a putea primi și avizul de la Ministerul Justiției, după care să meargă în minister, în guvern pentru hotărârea de guvern. Așadar, după nouul cod administrativ, nu poate fi transmisă o clădire din domeniul privat în domeniul public al statului, ci din domeniul public al localității în domeniul public al statului. De aceea sunt trei proiecte de hotărâre. Unul de trecere din domeniul privat în domeniul public, unul din trecere din domeniul public în domeniul public al statului și de dare în administrare către Ministerul Sănătății pentru a duce la îndeplinire ce ne-a notificat prin adresă de realizare a unei secții de secții sanatoriale balneare. Mulțumim tare mult! Vom completa documentația deja transmisă cu aceste hotărâri de Consiliu și sper să dea avizul cât mai curând Ministerul Justiției să poată merge spre hotărârile de guvern. Comisia de urbanism, dacă mai aveți neclarități, dacă nu, pun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva? Comisia juridică, întrebări pe marginea proiectului. În mandatul ăsta, domnul primar, sau următorul? Poate la timpul lor. Noi ne dorim cu toții, sigur. Poate să promit ce îmi stă mie în putere. Ce stă în puterea altora, aștept cu nerăbdare să fim luați în seamă și chiar alături. Da, e o necesitate. Da. Drept urmare, e un pas important că acest proiect de hotărâre de guvern a ajuns la Ministerul Justiției. Deci a plecat de la Ministerul Sănătății la avizare la Ministerul Justiției, după care mai are o etapă de parcurs la Ministerul Dezvoltării și după aia la Secretariatul General al Guvernului. Deci Ministerul Sănătății a făcut un pas, demonstrează că este de acord cu ceea ce am propus. Mulțumim, domnule primar, domnule consilier. Mai sunt alte întrebări? Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, votat în anumitate. Comisia Economică, dacă mai sunt și alte nelămuriri sau întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, abține, nu. Mulțumesc. 19. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Moinești a imobilului corp clădire A S+B+4E+M și corp F D+P+1E și a terenului aferent situat în strada Tudor Vladimirescu 151D, municipiul Moinești, județul Bacău. Deci, nefiind alte discuții, o să trec direct să votăm și acest punct. Cine este pentru? Împotrivă? Abține ceva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată în unanimitate. Comisia economică, întrebări de lămuriri. Cred că nu sunt. Sunt prezentate la proiectul anterior. Cred că puteam să le vorbim toate trei odată. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 20. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Moinești, județul Bacău, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Sănătății, Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, a imobilului clădire corp A, S+P+4E+M și corp F, D+P+1E, terenul aferent situat în strada Tudor Vladimirescu 151, municipiul Moinești. Supunem la vot și acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului.
Dacă nu sunt supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată. Comisia Economică, trecem de legi la validarea acestui proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. Ședința pe comisia la sfârșit. Mulțumesc. Stimați invitați, propun derularea ședinței de plen al Consiliului Local al Municipiului Moinești. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Moinești pentru ședința ordinară din data de 28 august 2019 s-a efectuat prin dispoziția primarului numărul 627/2019 cu respectarea prevederilor articolului 133 alineatul 1 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezent un număr de 17 consilieri din cei 19 validați în funcție. În conformitate cu prevederile ordonanței de urgență a Guvernului numărul 57/2019 prin codul administrativ, consult plenul dacă există obiecțiuni sau completări asupra conținutului proceselor verbale întocmite la ședințele Consiliului Local din luna iulie. Nefiind obiecțiuni, supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 5 iulie. Cine este pentru? Voturi împotriva? Abține? Nu sunt. Unanimitate de voturi a fost aprobat conținutul procesului verbal al ședinței ordinare din 5 iulie. Supun la vot conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare din 31 iulie 2019. Cine este pentru? Voturi împotriva? Abține? Nu sunt. Unanimitate de voturi a fost aprobat conținutul procesului verbal al ședinței din 31 iulie. Începem cu următorul punct pe ordinea de zi și anume la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Moinești. Vă supun la vot proiectul de hotărâre, având în vedere desemnarea pe comisii și aprobarea, cu avizul comisiei, a propunerii privind președinte de ședință pentru următoarele 3 luni, a domnului consilier al Geroaie Raluca. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abține? Nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Moinești, județul Bacău. Doamna președintă, vă rog să spuneți la vot proiectul ordinii de zi. Așa cum ați luat la cunoștință din dispoziție și din ședințele Comisiei de Specialitate, ședința Consiliului Local de astăzi are un proiect al ordinii de zi de 21 de puncte. Consult pe domnii consilieri dacă mai sunt alte propuneri pentru proiectul ordinii de zi cu respectarea prevederilor articolului 44.215 pe 2001, republicată ulterior mai comunicată. Supun la vot Consiliul Local proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă, să abține cineva, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. Punctele 1, 2 și 3 au fost aruncate. Putem trece la punctul 4 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind constatarea de către Consiliul Local al Municipiului Moinești, județul Bacău, a încetării de drept a unui mandat de consilier local. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi. Întrebări, discuții? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. Punctul 5 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Moinești. Dau cuvântul domnului consilier Nemergea Vioan, președintele Comisiei de Validare, să prezinte raportul comisiei. Raport privind examinarea legalității alegerii unui consilier în Consiliul Local al Municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de validare, formată din Nimicea Ion, președinte, Furcaru Ionel, secretar, Ienea Pavel Iulian și Paloșanu Mirel, membri, a examinat în conformitate cu dispozițiile articolului 31, aliniatul 3 din legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu articolul 602 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, legalitatea alegerii în funcția de consilier local a domnului Legănuș Bogdan Dragoș.
Membrii Comisiei de Validare au constatat faptul că locul de consilier al domnului Văsii Ioan a devenit vacant prin încetarea mandatului de consilier local înainte de expirarea duratei normale ca urmare a demisiei. Prin adresa numărul 906 din 1-8-2019, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, Organizația Județeană Bacău propune pentru validare pe locul rămas vacant pe domnul Legănuș Bogdan Dracuș, supleant pe lista de candidați a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților. Potrivit articolului 100, aliniatul 33 din legea numărul 115 pe 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea legii administrației publice locale numărul 215 pe 2001, precum și pentru modificarea și completarea legii numărul 393 pe 2004 privind statutul aleșilor locali, în caz de vacanță a mandatelor de consilier aleși pe liste de candidați, supleanții vor ocupa locurile devenite vacante în ordinea în care sunt înscriși în liste, dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale din partea cărora au candidat, supleanței confirmă în scris sub semnătura conducerilor județene ale partidelor politice sau ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale că supleanții fac parte din partidul politic respectiv sau din organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale. Consultând lista de candidați a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, de la alegerile din 5 iunie 2016 se constată că domnul Legănuș Bogdan Dragoș este membru supleant. Având în vedere adresa Organizației Județene Bacău a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, numărul 906 din 1-8-2019, prin care confirmă că domnul Legănuș Bogdan Dragoș face parte din acest partid politic, propunem Consiliului Local al Municipiului Moinești validarea mandatului de consilier local. Semnează președinte Nimeșa Ghion, secretar Pecar Ionel și membrii Enea Pavel și Paloșanu Mirel. Proiectul hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Moinești. Consiliul Local al Municipiului Moinești, Dățu Bacău, având în vedere adresa numărul 906 din 1-8-2019 a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, Organizația Județeană Bacău, prin care propune validarea în funcția de consilier local al domnului Legănuș Bogdan Dragoș, declarat supleant la alegerile locale din 5-6-2016 pe lista de candidați a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, înregistrată la Unitatea Administrativă Teritorială Municipiul Moinești cu numărul 23.612 per 2019, prevederile articolului 100, alineatul 33 din legea numărul 115 per 2015 privind alegerea autorităților administrației publice locale pentru modificarea legii administrației publice locale numărul 215 per 2001, precum și pentru modificarea și completarea legii numărul 393 per 2004 privind statutul aleșilor locali, prevederile articolului 602 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 per 2019 privind codul administrativ, văzând raportul Comisiei de Validare a Consiliului Local al Municipiului Moinești și în temeiul dispozițiilor articolului 129 aliniatul 1 și aliniatul 14, articolului 139 aliniatul 1 litera I și articolului 196 aliniatul 1 litera A din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ, hotărăște. Articolul 1. Se validează mandatul de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Moinești al domnului Legănuș Bogdan Dragoș, supleant pe lista Partidului Alianța Liberalilor și Democraților la alegerile locale din 5-6-2016. Articolul 2. Cu data intrării în vigoare a prezentei, domnul consilier Legănuș Bogdan Dragoș va face parte ca membru din Comisia pentru Activități Economico-Financiare, Social-Culturale, Culte, Învățământ, Sănătate și Familie. Articolul 3. Prezenta dispoziție, prezenta hotărâre va fi comunicată instituției prefectului județului Bacău, primarului municipiului Moinești
și direcției economice, precum și domnului consilier. Invităm pe domnul consilier pentru depunerea jurământului. Pentru solemnitatea momentului, vă rugăm să vă ridicați. Subsemnatul Legănuș Bogdan Dragoș, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Moinești, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117, alineatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind codul administrativ, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiilor Moinești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Da, până semnează, eu aș vrea ca numele colegilor mei din primărie, cât și a dumneavoastră și al meu personal, să-i urăm succes domnului Legănuș Bogdan, un tânăr care promite să facă carieră în administrație, cred, astăzi în calitate de consilier local și, de ce nu, mai încolo și în altă calitate. Mă întreba cineva într-o zi dacă dintr-o listă de consilieri sunt eligibili, cam câți ar fi eligibili dintr-o listă de consilieri? I-a spus că toți. De necrezut pentru unii și cred că suntem chiar unicat prin județ și nu știu că la nivel național se poate întâmpla așa ceva, ca ultimul consilier din listă să fie validat ca și consilier activ în Consiliul Local. Puteți lua loc. Da? Iată că la Moinești se poate întâmpla și dacă unii din acea listă n-au crezut că vor fi consilier local, iată astăzi ultimul din lista noastră este consilier local. Îți urez succes în activitate, sper să fie de folos comunității, cât și nouă celor din executiv, din consilier. Și mult succes în mulțumesc foarte mult pentru încrederea acordată, domnul primar, domnul vice, domnilor consilieri. Promit că voi avea dăruire și putere de muncă în acest demers în cadrul Consiliului Local și spor la lucru la toată lumea. Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Moinești la data de 30.06.2019. Rog, raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 6 voturi. Întrebări, discuții. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. Punctul 7 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al municipiului Moinești. Rog raport cu Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Raport favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Întrebări, discuții? O precizare, domnului consilier Legănuș. Are dreptul. Deci avizează toate proiectele de hotărâre care au fost pe ordinea zi de azi pentru a parte cu școala și instituții comisiei. Da sau nu? Da. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Punctul 7 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al municipiului Moinești. Aviz Comisiei Juridice. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi. Întrebări, discuții? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. Punctul 9 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind încheierea parteneriatului pentru desfășurarea unei acțiuni de plantări cu asociațiile EcoAssist București și Activ Moinești pe terenuri degradate deținute de către municipiul Moinești situat în zona de Al Sârghia,
și Iordana, municipiul Moinești de Subacău. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6. Întrebări, discuții? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Să ne întoarcem la punctul 8, apoi să... Scuze, da. Majorarea impozitului. Majorarea impozitului. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, numărul 287, aparține SG Preser S.A. Moinești, reprezentată prin lichidator judiciar Rapia Grup SRL, prin asociat coordonator Lucușorul Costică. Rog raport ca Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Întrebări, discuții? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Punctul 10, în urmă, proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 6 din 26.6.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare tehnică clădire rezidențial bloc 10, strada Tudor Vladimirescu, municipiul Moinești și a indicatorilor tehnico-economice. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Întrebări, discuții? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii numărul 101 din 7-7-2017 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul reabilitare termică clădire rezidențială bloc 10, strada Tudor Vladimirescu, municipiul Moinești de Subacău. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Întrebări, discuții? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a două loturi de teren situate în municipiul Moinești de Subacău. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru, cu propunerile propuse cu domnul Nemirceac și domnul Vasulaie, în Comisia de Licitație. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru, de cele două propuneri lansate. Întrebări, discuții? Supun la vot proiect de hotărâre cu propunerile pentru Comisia de Licitație. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de vot. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Moinești în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat din Municipiul Moinești, județul Bacău, conform reprezentanților listei care v-a fost prezentată la Liceul Teoretic Spirovare Armeanu Mihai, Ivan Stelian Vesli Ioan, Colegiul Tehnic Grigore Bobălgescu Purcaru Ionel și Sandu Teodor, Școala Ștefan Lucian Mircea Ioan și Vandra Bastile, Școala George Enescu Bulboacă Barbu Gabriel Bogdan, Alezărai Ramuca, Școala Tristan Țara Botezatul Silviu Gheorghe Văstii Ioan, Școala Alexandru Sever, Manolac Ionică și Botezatul Sorin. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru propunerile făcute. Raport Comisia Economică. Avizează favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Cu propunerile făcute. Întrebări, discuții? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul 14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui cadou familiilor din municipiul Moinești cu ocazia unor aniversări. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Întrebări, discuții? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. Punctul 15. Proiect de hotărâre pentru recompensarea absolvenților din municipiul Moinești care au obținut media 10 la examenul național de capacitate sesiunea iunie 2019. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Punctul 16 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea sustenabilității proiectului asigurarea incluziunii sociale, ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili, titlul vechi, incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate, model 2.0, depus și înregistrat la FRDS, cu numărul 15 pe 8-5-2019. Cod PN 3002. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, să abține cineva. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Punctul 17 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil teren situat în municipiul Moinești, strada Plopilor, numărul 2C, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Punctul 18. Proiect de hotărâre pentru abrogarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 122 din 20.06.2019 privind aprobarea transmiterii imobilului clădire Corp A, S, P, 4E, plus M și Corp F, D, P, 1E și a terenului aferent situat în strada Tudor Vladimirescu numărul 151B, municipiul Moinești, județul Bacău, din domeniul privat al municipiului Moinești, administrarea Consiliului Local Moinești, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății, în vederea înființării unei secții sanatoriale, balneare, exterioare a Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Punctul 19. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Moinești a imobilului clădire Corp A, SP 4E, plus M și Corp F, DP 1E și a terenului aferent situat în strada Tudor Vladimirescu, numărul 151B, municipiul Moinești, județul Bacău. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, să abțină cineva? Nu. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de vot. Punctul 20. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Moinești, județul Bacău, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății, Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, a imobilului clădire Corp A, SP 4E plus M și Corp F, DP 1E și a terenului aferent situat în strada Tudor Vladimirescu, numărul 151B, municipiul Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun
dat vot proiectul de hotărâre, este pentru. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de vot. Punctul de 21, diverse, dar punctul de unanimitate. Ca de obicei, cum cred că este bine, să fac o scurtă informare vis-a-vis de ceea ce se mai întâmplă prin municipiul Moinești, vis-a-vis de lucrările de investiții, reparații pe care le executăm în această perioadă. Ați văzut cu toții, continuă acele lucrările la în locațiile începute deja și mă refer aici la școala Ștefan Lucian. Sunt în grafic, chiar se lucrează bine cu un număr de peste 25 de muncitori pe zi. Se lucrează de asemenea la școala Ștefan Alexandru Sever din Băsiești. Sper și acolo să intre în grafic constructorul să finalizeze la timp lucrările. De asemenea, pot să vă informez că este în procedură de licitații pentru execuție școala George Enescu. Valoarea proiectului este de 45 de miliarde. Așteptăm ofertele până pe data de 2 septembrie. Este în evaluare și proiectul tehnic de la Liceul Grigore Cobălcescu. Sper să finalizăm evaluarea și să începem procedurile de licitație pentru execuția lucrărilor și aici. De asemenea, se continuă lucrările la strada Alexandru Ion Fuza prin Compania Națională de Investiții. Termenul de finalizare este decembrie 2019, dar constructorul promite că undeva la începutul lunii noiembrie să fie gata. De asemenea, spune că, așa cum este și în grafic, până la data de 10 septembrie să poată turna primul strat de asfalt pe strada Alexandru Ion Fuza. De asemenea, tot prin finanțare de la Ministerul Dezvoltării prin PNDL, merge foarte bine podul de pe strada 1 Mai. Valoarea lui este de aproximativ 14 miliarde de lei. Și din buget propriu, ați observat cu toții că am finalizat câteva lucrări pe reparații și reabilitare. Mă refer aici la câteva diguri în cartierul Hangar, unul finalizat pe strada 1 Mai la intersecție cu Păcii și unul la care se lucrează acum pe strada 13 Septembrie. De asemenea, au fost asfaltate câteva străduțe și parcări. Fac aici referire la incinta Liceului Grigore Cobălcescu, parcarea dintre blocurile a 5-a 6, intrarea la piața Lucăcești, incinta Parcului Pin și aleea și parcările din zona grădiniței școlii George Enescu, până la avion, în spatele străzii Tudor Vladimirescu. De asemenea, mai este în lucru acum parcarea din fața școlii George Enescu, parcarea din spatele trezoreriei până la cea de pensionari și parcarea din spatele grădiniței de la Tristan Țara. Pregătim documentația acum pentru încă un contract subsecvent. Acest contract este ca urmare a încheierii contractului pe lucrări de asfaltare pe reparații în municipiul Moinești. Un contract care va avea, în mod special, reparații cu asfalt, strada Lucăcioaia, strada Măgurii, parte din strada Măgurii, și ceva din cartierul Micleasca, strada Stadionului, Victoriei, Micleasca. Nu știu dacă mi-a scăpat ceva. Cu siguranță... Cinci străzi. Cu siguranță în luna septembrie se vor apuca și de aceste lucrări. Ați văzut cu toții o acțiune a primăriei, nu a fost prea publică la început, dar după, da, pentru a veni sprijinul acelor cetățeni de etnie romă care locuiau în spatele centralei din spatele CR-ului pensionar. Erau acolo 7, așa zise, spații de locuit care nu corespundeau din punct de vedere igienico-sanitar. Am atribuit tuturor familiilor de acolo câte un modul în strada dezbenzinării. În limita posibilităților am creat și utilități acolo, dar un lucru de succes a fost că am reușit să demolăm aceste construcții fără autorizație, așa cum vă spuneam, care reprezentau un risc pentru cei care locuiau în acele locații, dar și pentru cetățenii din jurul acestor locații, cetățenii din blocurile de pe strada Zorilor. Și pentru că în acea apropiere se află și o centrală care a fost evaluată, expertizată, a fost cuprinsă într-un proiect pe axa 13 pentru realizarea unui centru de agrement pentru persoane vârstnice, nu a prins finanțare, nu mai este altă linie de finanțare pentru a realiza acest obiectiv, nici nu putem să-i dăm noi OAT-ul o altă destinație și vă cer acceptul ca să realizăm o evaluare și să încercăm vânzarea acestei clădiri,
poate un investitor poate da viață și poate crea acolo un spațiu cu noi locuri de muncă și să nu mai arate zona așa cum arăta până acum. Pentru că în fiecare an e o tradiție ca și la Moinești să se desfășoare zilele municipiului Moinești. Ați luat cunoștință cu toții din presă, ați luat cunoștință cu toții din anunțurile făcute pe site-ul primăriei, pe Facebook-ul municipiului Moinești oficial, că aceste zile vor avea loc, dar într-un alt format. Așadar, sunt competiții sportive, competiții culturale, competiții dedicate evenimentelor istorice, cuprinse într-un program pe care deja vi l-am înaintat, o să-l facem public în zilele următoare. Zilele municipiului Moinești vor desfășura, așa cum spuneam, într-un alt format, fără acea serbare cântănească care se desfășura la stadion, cu tarabe, cu muzică, cu mici și bere. O serbare cântănească, așa cum spuneam, în acest an nu va mai avea loc, ci vor avea loc o serie de activități desfășurate în zona centrală a municipiului Moinești, la școlile din municipiul Moinești. Și am să vă dau o citire câtorva din aceste activități. Vom începe cu vernisajul taberei de pictură și sculptură la ora 13 vineri, 6 septembrie. Lucrează acești artiști în Parcul Cupii. Va fi un monument, un monument, pot să-i spun, care va fi amplasat în Parcul Cupii și cu logo-ul municipiului Moinești. A fost vizitată această locație de nume cunoscute la nivel național și chiar internațional. A fost Mihai Șora, Monica Nistor, alții vizitatori la cimitirul evreiesc și vreau să personalizez că acea locație se află în Moinești, va fi logo-ul municipiului Moinești pe acel monument care îl facem acolo. De asemenea, la ora 13, în sala multimedia de la Clubul Lira, va avea loc vernisajul lucrărilor de la această tabără. La ora 17, se va desfășura acea procesiune religioasă, Calea Crucii, cum îi spunem noi, Calea Sfinților, și se va desfășura pe același traseu ca și anul trecut, de la Avion până la Catedrala Sfântul Nicolae, urmată de o slujbă religioasă. De asemenea, tot vineri seara, începând cu ora 18:30, pe scena din Parcul Băi, unde vor fi amplasate și cele 400 de scaune pe care le-am achiziționat anul ăsta, va susține un concert Irina Pasalov, cea care are o asociație în municipiul Moinești și de care ne bucurăm de fiecare dată atunci când realizează festivalul Vis de Stea și atunci când ne reprezintă la alte competiții. Chiar atunci va sosi de la festivalul de la Mamaia, unde participă cu copii care se pregătesc la această asociație condusă de dumneai. Sâmbătă dimineața la ora 9 va fi acea paradă pentru prezentarea grupurilor de la cluburile elevilor din țară și din străinătate, tot așa de la ceas de la Romanța, pe centrul străzii până la scena din Parcul Băi, așa cum a fost în fiecare an, vor fi prezenți atât cei din juriu, cât și dumneavoastră, cei care doriți să faceți parte din acel staff care va însoți această paradă. De asemenea, la ora 11:30, la monumentul din fața primăriei pe care l-am realizat anul trecut, va avea loc un eveniment militar cu prezența muzicii militare de la garnizoana Bacău, de asemenea, cu prezența unor plutoane de la jandarm și de la ISU Moinești, pentru a puncta acest eveniment dedicat centenarului, dar și centenarului unui om care trăiește în municipiul Moinești și anul acesta împlinește 100 de ani, domnul Ion Procopie, care va primi o distincție din partea noastră a Primăriei Consiliului Local, din partea garnizoanei Bacău și sper a altor asociații, Cultul Eroilor, Prefectură, Consiliul Județean. Acest eveniment se va desfășura, cum vă spuneam, începând cu ora 11:30. Pe lângă distincția pe care vom mâna domnului Procopie, pe lângă sărbătorirea centenarului, vor fi premiați și acele cupluri care au depus cerere și împlinesc în acest an 50, 60 și mai mulți ani de căsătorie. Vor fi prezenți și acolo în spațiu public cei doi elevi care au luat nota 10 la examenul de capacitate, urmate de un spectacol susținut de fanfara militară, cât și de un grup de artiști din municipiul Moinești, cei de la Moineșteanca, doamna Otilia Purcaru de la școala Tristan Țara, de Grădința Tristan Țara. De asemenea, seara, pe scena din Parcul Băi, la finalul concursului Moineșteanca, vor susține un recital membrii juriului,
sunt nume cunoscute, o să-i vedeți și să-i aplaudăm atunci dacă veți fi prezenți. De asemenea, duminică vom realiza un cross cu, pe zona primărie, pe zona centrală, Clubul Lira, în parteneriat cu Universitatea Vasile Alexandrei din Bacău. Toți participanții vor primi un tricou, o cupă, o diplomă, dar Primăria Moinești a achiziționat 3 biciclete, vor fi 3 categorii de vârstă, până la 9 ani, 10-14 ani, 14 peste. Cele 3 biciclete vor fi acordate în urma unei extrageri la sorți, pentru a, considerând că nu cel care ia premiul întâi, pe locul întâi să fie premiat, poate fi un sportiv de performanță, dar toți participanții cred că merită să intre în competiție pentru câștigarea unui astfel de premiu. De asemenea, sunt competiții sportive, de șac, tenis de masă, tenis de câmp, basket în fața primăriei. Iată o multitudine de activități, o multitudine de activități culturale, sportive. Și aș vrea să vă invit în mod special și la concertul care va avea loc la scena din Parcul Băi duminică seara, pe data de 8, la ora 18, în deschidere o domnișoară studentă la conservator care cântă foarte frumos la NAI, urmată de grupul Ad Libitum de la Cluj, știți cu toți, au fost în finală la X România, dar și la Moinești în perioada sărbătorilor de iarnă la acel spectacol caritabil. Sper să fim cu toții prezenți, sper să sărbătorim așa cum se cuvine municipiul Moinești, chiar dacă nu vom mai sărbători cu acea sărbare câmpenească, acei bani de acolo fiind transferați către investițiile, cofinanțările pe care le avem în municipiul Moinești. Să închei și cu un lucru care l-am citit astăzi pe rețelele de socializare. Dacă pentru hotel, pentru fostul hotel, pentru acest sanatoriu am primit vești bune că ajung la Ministerul Justiției pentru aviz, nu același lucru vă pot spune despre acest drum național dat în administrare municipiului Moinești, să punctez încă o dată drum național. Pe rețeaua de socializare, domnul europarlamentar Benea, care în campanie a susținut cu tărie că va lupta pentru străzi, autostrăzi în România și cred că în mod deosebit în județul Bacău, dar iată că azi face o precizare că e de datoria primăriei municipiului Moinești să-l asfalteze acest drum. Nu să-l repare, spune să-l asfalteze, drumul național. Menționez încă o dată că un proprietar al unui bun este cel care realizează investiții și lucrări de infrastructură. Un administrator al unui drum face lucrări de reparații și de întreținere. Am făcut acest lucru, am astupat toate gropile, am vopsit drumul în primăvara anului trecut, l-am dezăpezit în toată iarna. Acestea sunt lucrările care revin primăriei municipiului Moinești. Dumnealui dă exemplu intrarea în municipiul Bacău, o intrare de câteva sute de metri. La noi sunt 9,6 km. Bugetul primăriei municipiului Moinești nu poate suporta o astfel de lucrare de infrastructură a drumului național, pe care trec mașini de mare tonaj care plătesc rovinete. CNADR-ul încasează avize pentru lucrările de construcții, reclame. Nu municipiul Moinești încasează aceste lucrări. Dar nu completează domnul Benea că municipiul Onești a primit o favoare din partea dumnealor atunci când a preluat Ministerul Transporturilor porțiunea de drum de la ieșirea de la Sensul Gerator din Onești până la Ștefan cel Mare și a fost asfaltat cu fonduri de la Ministerul Transporturilor. Probabil numai municipiul Onești face parte din județul Bacău, nu și municipiul Moinești, cu toate că în municipiul Moinești sunt 5 consilieri PSD, deci denotă că au votat și acest partid și ar trebui să susțină. Tot ca și completare, vine și domnul Smaradache cu un alt comunicat, care nu văd să țină cu moineșenii care l-au votat. Atâta timp cât spune, mă adresez în special persoanelor care acuză PSD. Pe cine să acuzăm pe altcineva? Este altcineva? E bine că recunoaște domnul aici. În mod total eronat, zice. Pentru faptul că s-ar opune lucrărilor de asfaltare. Păi cine ar trebui, dacă eu stric peste tot, că este necesar ca și municipiul Moinești să fie luat în seamă și Ministerul Transporturilor să execute aceste lucrări pentru care încasează, încă o dată spun, rovinete, taxe, avize și așa mai departe. Stă în puterea primarului din municipiul Moinești să facă un drum național, lucrări de infrastructură? Nu. Stă în puterea dumneavoastră consilierilor locali? Nu. În puterea cui stă? În puterea Ministerului Transporturilor și în puterea celor care astăzi sunt europarlamentar, senator de Bacău. Și de
Da, fost ministru. De azi. Da. Îi rog încă o dată pe domnul consilier să ia această atitudine și să nu meargă în spațiu public cu această știre eronată că e de datoria municipiului Măinești să facă acest drum. Nu. Este un drum național. A scris și domnul Benea și domnul Smarangache. Așadar, lucrările de infrastructură le face proprietarul. Dar lucrările nu se execută cu bani de la Consiliul Județean? Nu, cu bani de la Ministerul Transportului. Păi de ce s-a luat dat atunci Consiliul Județean ca asfaltează porțile astea? De fapt, să-i fie dumneavoastră. Păi, când recomandă, le blocăm drumul care e corect, se circulă în o parte. Da. Adică, dacă le convine. Exact așa a fost. Consiliul Județean a spus că investește. Întăresc încă o dată invitația pentru zilele orașului. Eu cam atât am avut, dacă altceva... Să invităm la zilele municipiului și poate să-l luăm cu toți, să înțeleagă. Nu mai e bine, nu mai e copii. Vă rog, da? Haideți. Domnul Paus, dacă vreți să luați cu voi. Nu mai fi trebuit. Da. Altcineva vrea să ne zice. Dacă nu ordinea de zi, fiind reprizată, de plăcuțe, 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 plăcuț